Etapa 10 a Ligii 1 de fotbal feminin s-a încheiat cu un egal pentru viitorul Reghin. Fetele antrenate de Vasile Costan și Dorel Pascu au întâlnit pe teren propriu Universitatea Galați, scor final 3 la 3. Cu acest meci, echipa locală totalizează șapte victorii în actuala ediție de campionat, cu un egal și o singură înfrângere. Alina Casoni, Madalina Chiș, Andrada Vanu sunt jucătoarele care au înscris pentru viitorul Reghin în partida cu Universitatea Galați, încheiată la egalitate, 3 la 3. Meciul a contat pentru etapa a 10-a Ligii întâi de fotbal feminin și s-a disputat duminică, 13 martie, pe terenul de la Avântul. Fetele antrenate de Vasile Costan și Dorel Pascu conduceau la pauză cu 3 la 0. Sunt puțin dezamăgit eu și cu colegul meu, cu Pascu. Am avut 3-0 la pauză și în repriza a doua am luat un gol și mă echipa a căzut fizic. Și s-a terminat meciul din păcate 3-3. După o repriză foarte bună, cu multe ocazii, ne-am bătut joc de ele și soarta ne-a făcut să facem un egal. egal. Cât de mult vă încurcă, să zicem, acest rezultat? Păi nu prea ne încurcă. Tot acolo rămânem pe locul 2, la distanță mare de celelalte competitoare, dar e vorba de și de moralul nostru. Am avut acum două debutante, două copii de 14 ani, noi Adrenata și Salati Barbara, care s -a, destul de bine s-au dat ca primul meci al lor. Ținând cont că ne-a plecat două fete din nou, două, la Oradia și n-a putut să vină din cauza serviciului. Îmi pare rău pentru aceste gal, Ne așteptam la o victorie, deoarece am jucat acasă. Trebuia să fim mai unite pe terenul de joc. Aceste egal este o dezamăgire pentru mine, a declarat capitanul Alina Casoni pe pagina de Facebook a clubului. Chiar multă lume a fost la meci. A fost un din tribuna chiar a numărat vreo 250 de persoane, au fost la meci. Și pe care asta la meciul următor cu Târgoviște de care se va juca în data de 3 aprilie, invităm la meci. Sper să jucăm mult mai bine, să putem să câștigăm meciul. În următoarea etapă a sezonului, viitorul Reghin stă. Urmează și o pauză dată de programul echipei naționale de fotbal feminin. Acum jucăm trebuie să jucăm la Brașov, stăm și pe urmă mergem la Bacău. Și pe urmă jucăm acasă cu echipa de la Târgoviște Derby. La această oră, viitorul are 22 de puncte acumulate în șapte victorii și un egal. O singură dată au pierdut fetele în actuala ediție de campionat.